Liceenii care au promovat examenele de corigențe s-au putut înscrie astăzi pentru a doua sesiune a examenului de bacalaureat 2019, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației Naționale. Probele din sesiunea de toamnă a bacului se vor desfășura între 21 august și 3 septembrie. Toți liceenii care au promovat examenele de corigențe s-au putut înscrie vineri pentru a doua sesiune a bacalaureatului, potrivit datelor calendarului celei de a doua sesiune a bacalaureatului 2019, aprobat de Ministerul Educației Naționale. Înscrierile liceenilor care nu au promovat examenul de bacalaureat în prima sesiune au avut loc în perioada 15-19 iulie. Probele din sesiunea de toamnă se vor desfășura între 21 august și 3 septembrie. Astfel, în 21 august, elevii vor susține proba scrisă la limba și literatură literatura română, o zi mai târziu proba scrisă la limba și literatura maternă, iar în 23 august cea obligatorie a profilului. Astfel, în 21 august, elevii vor susține proba scrisă la limba și literatura română, o zi mai târziu proba scrisă la limba și literatura maternă, în 23 august cea obligatorie a profilului, iar în 26 august proba la alegerea profilului și specializării. Probele orale încep în 27 și 28 august, când are loc evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română. În 29 august este programată evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, iar în 30 august și 2 septembrie evaluarea competențelor digitale. Examenul se încheie cu evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională, ce va avea loc în 2 și 3 septembrie. Pe 3 septembrie până la ora 12 este programată afișarea primelor rezultate la probele scrise. Și în aceeași zi pot fi depuse contestațiile între orele 12 și 16. Conform calendarului Ministerului, în perioada 36 septembrie este prevăzută rezolvarea contestațiilor, rezultatele finale urmând să fie făcute publice în 7 septembrie. În sesiunea iunie-iulie, rata de promovare la BACA laureat, după soluționarea contestațiilor, a fost de 69,1% la nivel național, respectiv 61,89% în județul Sălaj.